A sperat că soacra-i va fi cel mai mare ajutor, dar s-a trezit bătută cu scândura. Mai mult i s-a interzis să se apropie de fiicele sale. Asta povestește o mamă care ar fi pățit din cauza soacrei. Cu ochii în lacrimi, tânăra vrea să fie lăsată să facă ce știe ea mai bine, adică să fie mamă, nu să-și trimită fiicele la cerșit, așa cum, acuză ea, ar plănui bunica lor. N-am știut că soacra e atât de violentă și de rea. Soacră, soacră, poama acră. E o vorbă celebră din popor. Ei bine, după cum acuză Ionela, în cazul ei, soacra n-ar fi doar acră, ci și violentă. Susține cu ochii plini de lacrimi tânăra mamă care cu chiu cu vai ar fi scăpat din mâinile celei pe care o considera ca o mamă. A început să mă lovească, mă bătea cu scândura, a luat scândura și să mă lovească. M-a izbit cu capul am venit cu capul de pământ. I se înnoadă lacrimile în barbă atunci când își amintește prin câte a trecut din cauza soacrei. La doar 25 de ani, Ionela a crezut că soacra îi va fi ca o a doua mamă. Însă, în loc să o ajute, spune fata, soacra ar fi lovit-o fără milă și ar fi sechestrat fetițele, singura avere a tinerei. Ionela o rugase pe femeie să aibă grijă de copile, cât timp ea și tatăl celor mici munceau în străinătate, să le ofere tot confortul. La întoarcerea acasă, însă, tânăra mămică a avut un șoc. Bărbatul a părăsit-o, iar mama lui nu a mai vrut să-i dea fiicele înapoi. Mă doare sufletul, doar sunt copiii mei, nu pentru ei am muncit, pentru ei am plecat să muncesc. Nu am copii de dat la plasament, eu n-am copii de dat la stat, eu trebuie să-mi cresc că eu sunt mamă, sunt copiii mei, îmi doresc să le am lângă mine, nu? Mai mult, mămica spune că cele două copile nu ar avea ce să învețe de la tată și bunică. Ce crezi că li s-ar putea întâmpla fetițelor dacă rămâne acolo alături de tatăl lor? Păi ce să le întâmple? O să le pună la cerșit, cum l-a pus și pe băiatul meu, nu? De ce să-mi pună fetițele mele la cerșit? De ce să învețe acolo? Pentru că sunt niște oameni care nu știu să educe un copil, nu îl dau la școală, nu au grijă lor, nu... De ce să crească fetițele mele analfabete? Mama Ionela povestește că a încercat să-și viziteze copilele, dar a ajuns acolo. Soacra ar fi prins-o și ar fi bătut-o în măr. Soacra mea mi-a zis, da, vino acasă că ți le dau și când m-am dus, m-a luat la bătaie, am scăpat-o pe cea mică jos din brațe și cea mare a început să plângă. Am luat fetița cea mică în brațe, mi-era milă de ea pentru că stătea jos pe pământul rece. Acum mi-a zis că dacă vreau să mai văd odată fetele, să-i le dau ei în plasament. Eu nu am copii de dat în plasament. Eu sunt mama, eu trebuie să-mi cresc. Cea mare e foarte atașată de mine, pentru că am stat cu ea și am crescut-o până la 2 ani și jumătate. Nu am plecat nicăieri de lângă ea. Nu-mi dă voie nici măcar să le aud la telefon, dar apoi să le mai văd. Ce spun însă tatăl celor mici, dar și soacra acuzată de bătăi? Aflați mai târziu, în exclusivitate la Acces Direct. Despre acest subiect o să discutăm cu invitata mea de astăzi, doamna Camelia Mitoșeru. Bună seara, doamnă, și mulțumim. Bună seara, bine v-am găsit. Și o invit în platou chiar acum pe Ionela Caltea, mama care își vrea fetele înapoi. Lacrimi și pumni în pereți, lacrimi și pom-pomni în pereți. Lacrimi și pumni în pereți. Bună seara, Ionela. Bună seara. Hai să facem povestea un pic de la început, așa și mai pe larg. Cum de au rămas fetele tale? Care ce vârstă au? Una și 9 luni și una 3 ani. Cum de au rămas la soacră, adică la tatăl lor? Păi cum să rămână? Am plecat în străinătate la muncă cu soțul, în Spania, să muncim, ca să putem să le facem un viitor la fetițe. De când ați plecat acolo? Cât avea cel mic? Cea mică avea 1 an și 2 luni. Era înțărcată și am zis totuși să le facem un viitor, să muncim, pentru că eu mai am un copil mai mare de 7 ani și... Și la unde stă? L-am lăsat tot la soacră. Tot la ea. Ca să aibă grijă de fetiță și să o ajute. Și am plecat cu soțul la muncă, să muncim. Și ea, între timp, îmi bătea copilul, mi-l punea la cerșit. Și atunci Soțul a venit acasă între timp. El a venit pe 9 august. Unde ați fost? În ce țară ați fost? În Spania. Și ce ați avut de muncă? La fructe. Și el a venit pe 9 august acasă și eu am venit în septembrie, la sfârșitul lunii, spre octombrie, pe 5 octombrie. El a venit acasă, mi-a luat toți banii, a zis că face camera la fetițe, ca în iarna asta să putem să stea fetițele la soacră și noi să muncim. Între timp a venit acasă, nu știu ce a făcut cu toți banii, și când a venit acasă a început să-mi bată băiatul într-un hal fără de hal. Chiar sora lui mi-a zis: Ionela, ia-ți copilul că ți-l omoară cu bătaia. Când am auzit așa ceva, vă dați seama că chiar n-aveam nici bani, m-a lăsat acolo și cu datorii, cu 800 de euro datorii, a trebuit să muncesc, să plătesc datoriile. Și între timp, când am venit acasă... El de la ce a făcut acolo datorii? El n-a câștigat ca și tine? Ba da, a câștigat ca și mine, dar el a venit cu banii acasă. Bun, dar de ce a rămas 800 de euro dator? Păi plăteam transportul, aveam datorii la transport, plăteam transportul și a rămas, rămâi tu să plătești datoriile și după aia vii și tu acasă. Eu între timp mă duc să pregătesc camera la fete. Și am zis, bine, du-te. A fost un conflict între tine și el înainte să plece? Nu, nu a fost niciun conflict, chiar cred eu că ne înțelegeam bine și era bine. Munceam împreună, strângeam banii și... A venit acasă, nu a făcut nicio cameră, nimic, nu a renovat nimic, chiar am rămas uimită. Și sunându-mă să-i trimit iar bani, pentru că el mai bagă și la jocuri de noroc între timp. Și le-a băgat acolo și am zis, zic, dacă tu le-ai băgat pe toți acolo, eu bani nu-ți mai trimit că nu am. Și pentru că mi-ai bătut băiatul și l-ai pus și la cerșit într-un hal fără de hal, eu cu tine nu mai pot să mai trăiesc. Vin acasă să-mi iau fetele. Și soacra a zis la fel, Ionela, vină acasă și ți ia fetele. Asta îmi spunea, pentru că el, după ce a băgat toți banii la aparat, el a zis, o săptămână n-a știut de fetițe. Nici n-a trecut pe acasă, pe la mama lui, să știe ce e cu fetele. Da, stai un pic, Ionela, că nu înțeleg. Adică el a fost... bărbatul foarte bun și tată foarte, foarte bun până acum când s-a întors? El n-a fost bun niciodată. Eu am lăsat de la mine pentru că am vrut să trăiesc cu el. Dar în Spania juca la jocuri? Juca, da. Aha. Da, deci mai juca, dar nu băga așa mult. Bun, deci te-ai întors aici, ai vrut să ții fetele, ce s-a întâmplat? Păi am venit acasă și nici bine n-am intrat pe poartă, că soacra m-a și luat la bătaie. Deci am luat-o pe cea mică în brațe și am scăpat-o jos din brațe pentru că m-a izbit jos la pământ. După care cea mare, când m-a văzut, a început să plângă și să țipe. Și a luat o scândură ceva să dea mine. Și vă dați seama, am lăsat fetele pe amândouă plângând și am plecat. Și băiatul ți l-ai luat? Băiatul a luat mama, că i-am trimis banii înainte și îl luase deja. Și după aia mi-a zis că dacă vreau să mai văd fetele vreodată, să-i le dau ei în plasament. Dar eu i-am zis, eu n-am copii de dat în plasament, eu vreau să-mi le iau, vreau să-mi le cresc, vreau să... Draga mea, deci băiatul e la mama ta. Da. Și fetele sunt la soacra ta. Da. Dar de ce n-a luat soacra ta și fetele? Mama, pentru că nu i le-a dat. Aha, am înțeles. Băiatul e dintr-o altă relație. Am înțeles. Hai să vorbim și cu tatăl celor mici, pentru că îl vedeți la televizor. Se numește... Alexandra Emil. Alexandra Emil. Bună seara, domnule Alexandra. Bună seara, sărămâna. De ce nu-i lăsați și ei fetele? Că e mama lor, are dreptul să contribuie și ea la creștere, să le crească. Da, are tot dreptul. Păi a zis că dacă mă duc acolo să le văd, o să mă ia salvarea. Hai, vă ascultăm, spuneți. Ziceți, domnul Alexandra. Are tot dreptul ca tot părinții, dar de un an de zile nu știe de copii. Păi nu știu, păi o să aduc de la o reuniune cu mama. Și ce importanță are că n-a știut un an de zile? A fost în Spania, vrea să știe acum. A venit de la muncă și vrea copiii. Ce s-a întâmplat? Da. Dacă e merită. Nu, numai un pic. Ce înseamnă dacă e merită, domnul? Numai un pic să vă spun. Nu, nu, nu. Deci, în primul rând, prima dată a plecat singură, doamnă. Dumneavoastră confundați. Dacă îi ceream eu, trebuia să vă gândiți dacă îi merit. Dar doamna este mama copiilor dumitale. Deci îi merită, pentru că ea i-a adus pe lume. Deci de aici pornim. Nu-i merită că s-a măritat prima dată, nu v-a zis. Nu v-a zis ce s-a întâmplat. Ea s-a dus prima dată pentru un contract în Spania la vărul meu de 3 luni de zile pentru la căpșuni și după 2 săptămâni s-a măritat. Da. M-a sunat și că nu mai am habar de tine, nu mai am habar de nimic, eu m-am măritat. Bani dacă nu mă măritat. Fă ce vrei. Domnule dragă, noi discutăm aici despre copii. Deci de ce nu-i dați copiii mamei și crește mama dumneavoastră de soacra ei? Asta vă întreb. Păi nu are lumină, nu are posibilitate ca să-i crească. E adevărat? Nu am lumină, da, am casa în stare bună, o să vedeți poze. Păi și cu banii aia... Deci nu are lumină, taică-su bea, taică-su bea de asta și o scoate pe afară cu copiii dacă este să-i dau copiii acolo. El vorbește numai minciuni. Eu vă aduc marturi, precum cum am crescut eu acești copii de 9 luni de zile de când sunt cu ei. Nu le-a lipsit nimica și am... De ce nu duci martor? Cum am venit acasă cu toți banii, m-ai lăsat cu 800 de euro datorie și cu 10 euro de mâncare. De ce nu duci martor? Cum ai venit cu toți banii acasă și ai băgat la aparate. Așa de ce nu duci martor? Stai să... De ce nu duci? Stai să spun care-i treaba. Stai să spun, păi copiii aceștia, le-am luat lemne de 20 de milioane. Da, te cred. Am luat... Păi, am văzut doamna de aici, a văzut tot. Doamna Alexandra, hai că vă întreb și eu ceva, că nu vreau să fie așa o dispută ce ai făcut tu, ce am făcut eu. Dar copilul de ce l-ai bătut? O clipă, Ionela. Confirmați că v-a trimis bani pentru fete? E adevărat că a trimis bani din Spania pentru fete? Nu, am plecat cu banii aceia pentru să fac camera, este adevărat. Ce n-ai făcut? Este adevărat că nu pot să mint. Dar am făcut ceea ce am putut din ei, am luat lemne, am făcut tot ce trebuie pentru copii. Alexandra, colega mea, Andreea, a văzut chitanțele că Ionela v-a trimis bani. Adică de ce nu recunoașteți? V-a trimis bani de acolo. Păi da, da, copiii e în stare bună, un copil nu poate să trăiască cu 1000 de euro un an de zile. Nu mai spuneți, stați puțin. Deci din moment ce ea a muncit și v-a trimis bani pentru copii, înseamnă că este o mamă responsabilă. Deci nu cum spuneți dumneavoastră că nu trebuie să vadă și nu trebuie să ia copiii. Deci ea este o mamă bună. Da, da, păi, am plecat cu banii de atunci, dar de 8 luni de zile de când nu mai știe de copii. Nu e adevărat de 8 luni de zile. Numai puțin. Deci eu până să plece... Eu lucram la tăiat. Eu am dus la tăiat. Și când am venit seara, am găsit o beată moartă, copiii nemâncați, frig în casă, am martor. Da, da, da. Păi martor găsesc. Am martor unde stau, că eu am casa mea. Da. Am văzut ce casă ai. Bun, acum stați un pic, oameni buni. Indiferent ce s-a întâmplat, faptul că ați recunoscut că ea a muncit în Spania și că a trimis bani, e și dreptul ei să ia copiii. Pentru că sunt și fetele ei, nu sunt doar ale dumneavoastră. Adică nu puteți să o dați afară de acolo... Păi și unde să-i ducă? Acasă la mine. Doamna Andrei, unde să-i ducă? Că dacă n-are lumină, n-are nimica, drept să spun, e foarte greu la ea. Eu am stat acolo. Draga mea, tu du-te la protecția copilului. Trebuia să chemi... De ce nu s-a chemat poliția atunci? Am fost și la poliție și la protecția copilului și poliția mi-a zis du-te la Bacău că de acolo ești. Eu am mutație pe Buzău de 1 an de zile. Și ăștia de la Bacău m-a trimis la Buzău, deci m-au plimbat pe drumul. Trebuia să sun la 112 când te-au bătut atunci și erau obligați să vină polițiști. Am sunat și n-a venit nimeni. Am sesizat și poliția de acolo din comunitate și a zis poliția să nu mai vin niciodată. Păi și în satul ei nu cunoaște nimeni. Nu o bagă nimeni în seamă, domnul. Stați că nu trebuie să o bage lumea în seamă. Copilul ăla nu l-a crescut ea. Da, păi i-am făcut casă. Copilul ăla nu l-a crescut ea, l-a crescut maică sa. A venit și doamna soacră. Cum se numește mama, domnul Alexandra? Luminița Alexandra. Bună seara, doamna Simona. Bună seara, doamna. De ce ați bătut-o? Bună seara, doamna Simona. De ce ați bătut-o, doamnă? N-am bătut-o, nu e adevărat cu scândura asta. Aducă ea marturi. Că am bătut-o cu scândura. Auzi, doamnă, ia stați așa puțin. Doamna Simona. Ce tot mă nebuniți să aducă martori, să aducă martori? E un Dumnezeu deasupra. Da, vă rog frumos să mă ascultați. Cum? Deci, și eu sunt soacră. Doamnă, vă rog frumos să tăceți. Copiii ăștia sunt spălați. Vă rog frumos să tăceți. Deci, eu sunt soacră. Dar nu mi-aș bate niciodată nora, da. Și dacă copiii mei au nevoie și de mamă și de tată, aș fi un mediator între ei. Deci vă rog frumos... Aia nu e mamă, doamnă! Ba e mamă, aia că ea i-a născut! Doamnă, că e o mizerabilă, doamnă! E, dacă vorbiți așa, n-am ce să vorbesc cu dumneavoastră. Am găsit păduichi în capul la fete, doamnă! N-am ce să vorbesc cu dumneavoastră! Păduichi, doamne, și spăl din săptămână! Doamne, se mai întâmplă, credeți-mă! Aia nu e mamă, că e mizerabilă, doamnă! Doamna Alexandra, credeți-mă că... Au fost păduchi și la licee de fițe de aici, din București. Nu înseamnă că a avut grijă de ea. Simona, nici că nu mai e păduchi. Doamnă, și eu am avut când eram mică. Ce vreți să vă zic că și eu am avut când eram mică? Asta nu înseamnă că n-am avut părinți. Doamna Simona. Ei, nu, păi cum nu dacă eu vă zic? Cum purta copilul ăla? Doamna Simona, nu vă supărați, până una alta, ea e mama. Cum e crescut? Ea e mama. Dumneavoastră sunteți soacra. Așa că vedeți-vă de treabă. Aia nu e mamă, că nu e pentru ei. Ba da, ba da, ba da. Du-te, dragă, și caută-ți drepturile la protecția copilului. Păi da, dacă nu era mamă, mi-am făcut casă singură. Am muncit, am avut grijă de copii. Câți bărbați am judecat, o să vedea. Uitați casa, doamnă, care am construit-o singură. Doamna Simona, băiatul meu a luat-o de la... A luat-o de la produs din Italia, doamna Simona. Nu-i nimic, dar i-a făcut doi copii. Îmi pare rău, e vina lui dacă și-a luat nevastă de acolo. Asta e, să tragă. Lasă la masa și vrea să ducă la produs, doamna Simona. Hai să ne oprim, că nu-mi place tonul discuției. Ionela, dacă vrei să-ți iei copiii, te duci frumos la Direcția pentru Protecția Copiilor, te duci la poliție, tu le arăți că îndeplinești toate condițiile să-i crești și asta este dreptul tău, trebuie să înțeleagă și tatăl lor, trebuie să înțeleagă și soacra ta, că asta e. Ca să vă bateți. Da, corect. Trebuie să ne oprim, mulțumim foarte mult, urmează pașii ăștia că o să reușești așa.